știți dumneavoastră, pentru mine, din când am intrat în politică, nimic n-a fost ușor. Eu mă bucur, în primul rând, pentru prietenul meu, Cătălin Canciu, că s-a îndreptat o greșeală care a fost făcută la un anumit moment în urma negocierilor la nivel național. Am ținut din tot adinsul ca el să se întoarcă, nu numai pentru că este membru PNL și președinte la municipiu, pentru că acest om merită treaba asta. Știți destul de bine că el a fost inspector școlar și fără culoare politică și fără susținere politică, a plecat de două ori din inspectorat câștigând din instanță. Cătălin mi-a demonstrat faptul că este un om care merită să fie acolo. Din ce aud, din viață, este cel mai bun profesionist pe care îl putea propune Partidul Național Liberal la ISJ Brăila. Acum, ce să vă spun, nu am ce să comentez mai mult pentru că aș fi subiectiv. A existat opoziție din partea PSD la nivel central? PSD, probabil, din cauza lui Cătălin Canciu, au avut câteva nopți în care nu au dormit. Ceea ce nu poate decât să mă bucure. Și-au dorit din tot sufletul, de la mic la mare, cu circ, cu scandal, cum sunt dumneavoastră obișnuiți, să oprească un lucru normal și un lucru, cred eu, de bun simț. Întoarcerea lui Cătălin Canciu, pentru că Cătălin Canciu s-a întors pentru performanțele pe care le-a avut în învățământ, care se văd la rezultatele la examenele naționale, că dumnealui a fost inspector școlar, lucrurile au mers într-o inerție, din punctul meu de vedere, pentru că știți, 2-3 ani se vede munca unui inspector școlar. Sunt lucruri care eu nu aș vrea să le discut foarte amănunțit, pentru că ceea ce se întâmplă la ISJ e treaba lui Cătălin. Nu mă privește, nu privește partidul, nu vrem să facem politică în ISJ. Vrem să lăsăm oamenii să-și facă treaba, iar profesioniștii să fie puși în locul în care trebuie să puși. Atât nimic mai mult. Nu facem din ISJ un mod de a ne promova politica municipiului Brăila. Nu avem moduri prin care ne putem promova. Nu avem nevoie de ISJ. Acolo trebuie să fie o treabă foarte serioasă, pentru că, din punctul meu de vedere, este una, dacă nu cea mai importantă instituție din municipiul Brăila. Se pregătesc tinerii care vor conduce județul și municipiul Brăila în viitor.